dragi prieteni, eu și cu amicul meu Baros, Mihai, am fost azi de servici. Noi nu ne putem lăuda cu chestia asta. În schimb, Claudiu și cu ceilalți băieți care au fost astăzi pe brațul Dunării, între Mila 23 și Lebăda. Dacă veniți în Delta, o să vedeți acolo o grămadă de bărci înșirate. Mă scuzați, sunt nebărbierit, acum mi-am adus aminte. Noi am fost la muncă astăzi, am avut și un mic accident cu un cârlig. Uitați ce craf frumos a prins. Uitați ce caras frumos a prins. E un caras superb. Caras de Dunăre, adevărat. Vă dați seama ce gust are. Bineînțeles, peștele acesta se va împărți între toți membrii taberei, conform regulilor pe care le-am impus. Și conform acelorași reguli, noi astăzi regretăm că n-am fost la pescuit, pentru că am avut de pregătit. Și imediat ce o să așeze băieții la masă, o să vă arătăm și ce le-am pregătit. Deocamdată este surpriză pentru ei și nu vreau să spun în clipa asta. În orice caz, au stat? Câte ore a stat? Claudiu? În jur de 4 ore. În 4 ore. Și nu sunt numai aceștia, au mai băgat și în apă câțiva cara și cioptani. Cioptani la 2 kg. Bat așa ușor spre crap. S-a schimbat presiunea atmosferică. Ieri a plouat, alaltă era plouat. Ieri a fost brusc soare și senin. A scăzut presiunea atmosferică. Astăzi din nou seminorat așa, variații de presiune. Nu s-a prins foarte bine peste tot, însă cu știință, cu insistență, cu nadă bine preparată, puteți avea rezultate. Și dacă urmăriți emisiunea Info Pescar, vă mai destăinuim și în continuare câteva secrete. 7. Vrei să vreodina tu mai trăiește? Tot cu asta, cu sol. Da. La mare trăiește? Da. Dar nu are. Și pe la popinghie? Oricum, să-l lași așa, că am văzut că trăiește. Da, trăiește, deocamdată lasă. Stimați prieteni, Claudiu a prins un crab frumos și Sorin o să ne arate acum cum puteți păstra și dumneavoastră un crab mai bine decât un juvelnic. Sorin, explică-ne ce faci. Se taie la gât, sub gât, și se bagă sfoara prin gură. Să scoate sfoara pe aici. Se face, să fac două noduri. Îi lași puțin joc. Și acum să arunc în gără. Atât? Într-o singură parte? Da. El aici are o buză foarte tare. Și nu are nicio șansă să poată să-ți rupă nimic. Și câte zile poate fi păstrat? Poate o săptămână, două săptămâni, depinde. Noi mai mult de o săptămână nu i-am ținut. Și acum le iei așa. Am crap de vreo 7 kg, e foarte frumos. Dar a fost legat inițial greșit. Și rezistă. Și acum o săptămână nu are nicio treabă. Deci totul se poate servi, numai ca la bătrânul Palace, când era pe vremuri. Bătrânul a încărpăm masă, se pune frumos creștișorul în aceste chipsăluțe, se ridică platoul, se vine cu aceste renumite micuțe și minunate riviere pe masă, da? Mișiu, dezire manje? Oui. Încă. Avem plăcere. Dit, combien? Câte? 8. Deux. Deux? Trois. Ah, am fi să. Ne lăsăm să ne umflăm de ciorbă, de varză, la curs de arză. Și acum ne știi de zile de lemon? Oui. Eu ce aș cere banii înapoi. Bun apetit. Ne știi de zile? Dis. Ii s-a zis din prima. Nu știu până acum. Imediat, mă. Ți-explic eu. 2, 4, 6, 7, dar mai avem 3. Besame, pastore, besame, mucios, nu știu unde e, 10, da? Mucios, grațios. Auzi, pastore? Deci specialitatea casei și surpriza bucătarului, șef și ajutorului de bucătar. Astăzi au fost niște specialități care numai maestru poate să le prezinte, iar eu care sunt specialist în aceste renumite chifteluțe de ștucă, crap, bibănelu și s-a pus și foarte mult crap care este puțin grăsuț. Cu toate ingredientele, cu mirodenile respective și servite foarte picant la vinișor,
face bine la orice pescar din România. În general, în delta, când vin turiști, aceștia stau la gazdă și gazda are obiceiul să-i servească cu fel de fel de preparate din pește tradiționale. E, de data asta, la tabăra noastră, invers. Ieri au venit lipovenii, i-am servit cu ciorbă de pește, cu tot felul de preparate de pește. Și cu caramel. Deci, e exact invers. Noi, aici, atragem ca un magnet localnicii. Vin la noi, mănâncă, se satură. Ne-au, o parte dintre ei, ce să zic, trebuie să le și recunosc că ne-au consumat toată băutura alcoolică. Trebuie să le prezint spectatorilor și specialitatea pe care le-am preparat-o eu azi colegilor de tabără. Da. E vorba de fileuri de pește, știucă în principal. Știucă? De unde știucă? Fileuri, beșamel, rețeta de pui Shanghai. Noi am prins ăștia care suntem mulcărători. Diferența este că beșamelul este făcut cu puțină bere, gustul este ușor modificat față de puiul Shanghai. Nu se spune ce bere, dar a fost o bere slab alcoolizată, care a fermentat foarte bine și a prins beșamelul de pește care merge, cum zicea bătrânul meu, să odihnească, are balta pește. Să prind știucă. Aici poți să și înveți să prind știucă dacă n-ai făcut-o până azi. Ai scăpat-o? Hai, hai, hai! Ce lumânare frumoasă! Paros, ajută-l, te rog, pe Sorin să o scoat. Paros, vorbești la telefon sau l-a ajuns pe Sorin? Așa. Este o mărnicioară, de fapt, mamă. Deci, ținând de față, este că...
mi-am face fără tine. Și când mă gândesc că dimineața nu vreau să te luăm la ce. Pofta bine mâncă, știți cum e. Cam un fel de tot. Îmi pare rău că eu sunt singurul care filmez din barcă și nu pot să mă laud și eu cu capturile. Dar te rog frumos să recunoști cine a luat cel mai mult și cel mai frumos? Nu se spune nimic. Nu? Cei din urmă vor fi cei din tâi. Sunt ștuci capitale pe aici, de alea de 8 kg, 7, or fi, da. N-am dat noi de ele și nici n-am văzut așa mari. Am văzut de 4, de 4, de 5. La localnici am văzut de 6. Vrei să iei lingura de aur? Mai străduiește-te. Dar ai ceva de firmă ca să dovedești că... Și fir și ancoră și... Bravo, Boris, ești dotat. Ești dotat, noi suntem cu camera, scoate știu ca de 10. Sau de cât ar trebui să fie anul ăsta? Mai mare? Scoate-o de 18. Sorine, mai Sorine că te dovedești. Capturile de câteva ore. Spune la ce au fost prinși? Au fost prinși la prenumitele babe de porumb, mămăliguță și niște râme speciale, care nu mai îndeltă să găsesc. Râme negre, da? Da. Și hai să dezvăluim telespectatorilor și locul unde au fost prinși, pentru că ăsta e marele nostru secret, unde pescuim. Deci este secret, dar noi nu suntem chiar secretuși, suntem sportivi și vă spun la pescarii care vin în Delta, mai ales în zona Crișan, între Crișan și Milă, este pe partea dreaptă, după Lebăda, o milă turcească, o piatră renumită, la 500-400 de metri de milă, mila turcească, se prinde aceste exemplare deosebite și sănătoase. Pentru a păstra peștele și a-l păstra la rece la un prieten al nostru lipovean, peștele proaspăt se va sparge pe burtă, se va băga un deget în branchii să nu alunece, fiind stângași m-am întors pe partea stângă, îi facem o incizie până la capăt, fără deget, da, se întoarce peștele frumos și e gata. Acum se introduce dreapta, că cu stânga îl ține, și se scot toate minunile.
Totul se bagă la găleată, nu se aruncă pe jos, ne face murdar. Are, era o crăpu, un cărășel frumos, are și niște icre frumoase, care de acolo ne veneau viitorii cărășeli, se recupera, continuă. Se spală puțin și direct la frigider. Bună dimineața, mai bună dimineața. S-a băut cafeaua și acum ce se execută? Acum vom face o preparație pentru toată tabăra, vom prepara niște porumb. Regula numărul 1, porumbul îl fierbem cu apă de baltă. De altfel... Ia dracu' produs că ia niște apă. În care vom pune niște boabe de porumb selectate. Ce înseamnă selectate? Selectate înseamnă că teoretic ar trebui să le alegem, să fie mai mari. Da, văd că e porumb cu boabă frumoasă. Porumbul a fost înmuiat în prealabil? A fost înmuiat, a fost de fapt o tentativă de înmuiere a porumbului care a ieșuat din motive care nu vreau să le mai reamintesc. Cam atât. Suntem o pescari la fiecare cam cu tomul ăsta. Să aibă. Am pus destul de mult. Aici trebuie foarte mare atenție acordată aragazului. Ce putere calorică poate să aibă acest aragaz mai rar? Fierbe porumbul în 10 minute. Dacă e să nu cad de aici. Așa. Cât timp fierbe, stăm să bem cafeaua de dimineață. După un sfert de oră de fiert, la foc puternic, porumbul este aproape gata. Putem opri focul. Invers de foc. Așa să băgăm. Și acum aici trebuie precizie. Că să ai precizie la ăla... Auzi, stai puțin. Cu pălinim. Bagă aici. De ce pălinim? Ca să-ți miroase mâna benzină, nu? Cea mai grea operațiune l-a făcut porumbul ăsta. Trebuie pus fierbinte? Trebuie pus fierbinte, neapărat fierbinte. După aia... O să ții pe grape, că face risipă. Nu văd acolo cum trebuie să... Da, să bată așa. Da? Bate, că nu te deranjează nimeni. Deci ăsta este zgomotul care atrage crapii. Boncănitul. Boncănitul crapilor. Bobele atent selecționate. Din lamă de porumb alunecică. Din lamă de secară. Cum pune deget? Gata. Acum să mergem să-i băgăm nenorocirile. Hai să vedem ce bagi. Să ne aruncați de oaie fierbinte. Resimesc până la un punct după aceea. Acum se utilizează. Hai că am înțeles, deci trebuie să fie fierbinte, pentru că urmează să pui niște arome peste el. Acum vom pune nenorocirile. Deci, hai, ca să nu facem reclamă la firmele care le folosim, ideea e că, total împotriva legilor naturii și ale fizicii, în baltă peștele mănâncă la fructe. Deci de un an de zile peștele aici pe canalul ăsta se prinde cu fructe. Acum vom folosi Scopex. Am încercat cu scut de octopus, cu Frankfurt, cu arome pe bază de carne, cum e de fapt logic să mănânce pe canal și mănâncă la fructe. O să vedeți, deci nu vorbesc în pilul. Se bagă Scopex.
Am pus mult pentru că acestea sunt boabe dac. Așa vom. Dar scopexul ce e? Scopexul este... E scoică? Nu. Greșit spus scoică. Scopexul este o aromă inventată de Rod Hutchinson. Este o aromă de fructă putrezită. Uh-huh. Vezi cum e vișina, să zic, adjunsă la putrefacție. Da. El a observat că atrage alpinele, viespile, toate nebunesc când simt mirosul ăla. Și a făcut-o la crapă și uite, merge extraordinar. Și mai avem ceva care se bagă întotdeauna, se numește sweet corn. Deci este un extract de porumb, un îndulcitor mai bine zis. Care... Zaharoza din porumb. Da, uite cum arată. Uite. Și ce mai adaugi? Tot felul de mirodenii, să zic așa. Am făcut acum o... adică l-am personalizat, să zic așa, să avem doar noi tipul ăsta de nad. Deoarece, uite că cum au ieșit. Bine, o să le vezi mai încolo. Acum și acum trebuie să punem dopul, punem puțin apă și le lăsăm 2-3 ore la... macerat. La macerat. Și după aia sunt gata de folosire. Și până diseară vom avea și rezultatele, o să vedem. O să vedem sigur. Vlăduț, spune-mi totuși ce ai pus și din ultimele două flacone, pentru că altfel o să creadă pescarii. N-are niciun efect ce ne-a arătat până acum, ci ăla a fost, esența aia a fost tot secretul. Chiar așa e. Deci am pus două arome pe bază de alcool. A. Ușor volatile, care deci două arome volatile. Și mâna aici ca să nu se evapore, intră foarte repede în porumb și în apă se evaporă foarte ușor. Deci aroma este volatilă, alcoolul este foarte volatil în apă. Și aia, adică noi aici trebuie să facem un pescuit, să zic, de intercepție. Nu e pescuit de că vine crapul pe patul de nadă și îl ține. Nu, peștele trebuie să fie ademenit de la distanță destul de mare de nada noastră. Asta mergând pe idealul Rod Hutchinson, mai departe ar veni vișinele putrezite, dar să fie din vișinată. Vă rog. Vă rog.